s-a întâmplat într-o zi de 8 septembrie, să descoper un nodul la sânul drept, foarte aproape de axilă. Este un cancer galopant, în sensul în care în proporție de 90% celulele erau active și că era foarte important să începem tratamentul cât mai repede. După 40 de ani, o femeie din 8 face cancer de sân. Din păcate, incidența cancerului de sân crește pentru că este o creștere a factorilor din exterior care acționează asupra oamenilor. Aici mă refer la poluare, mă refer la stres, la alimentație. Orice femeie, după 25 de ani, trebuie să-și facă o autopalpare lunară. Dacă este depistată în stadii precoce, peste 94% din cazuri sunt vindecabile, ceea ce este un procent încurajator. Per ansamblu, pacientul beneficiază de siguranță și calitate ridicată atunci când se adresează acestui centru. Patologia sânului e o patologie complexă, ea este influențată atât de factorii predispozanți, atât de vârsta pacientei, de stilul de viață al pacientei. Este bine ca orice femeie să-și facă o autopalpare, dar și ecografie odată pe an și mamografie la 2 ani, începând cu vârsta de 40 de ani. În anumite situații se indică și rezonanță magnetică mamară. M-am palpat și cred că m-am palpat un pic mai târziu decât era cazul. Cred că am cerut, nu știu, cred că vreo două păreri până să hotărăsc să rămân la Regina Maria și m-am hotărât să rămân aici pentru că totul era într-un singur loc, pentru că am aflat că există acest lucru care se numește medic navigator. Medicul navigator este omul de suport al pacientului, în primul rând. Este cel care ajută pacienta în orice moment sau în orice etapă în care se află ea. Am sunat-o pe doamna doctor Alexandra, medicul navigator, și am zis să am primit rezultatele. M-am bușit plânsul, dar un plâns așa cumva înnecat, că parcă nu venea să cred totuși. Medicul navigator este persoana care este întotdeauna prezent în echipa noastră multidisciplinară la Comisia Oncologică, Tumor Board sau MDT, cum o numim. Prin a le explica în termeni simpli, prin a le fi alături, prin a le răspunde constant la telefon, prin a îi asculta doleanțele pacientei, practic să o ajutăm și pe partea asta. Întotdeauna recomandăm și apelăm și la psiholog, pentru că este un proces greu. Practic, dintr-o femeie care la momentul zero nu avea absolut nimic și s-a trezit, nu știu, cu o formațiune la sân, în decurs de 10-14 zile obține un diagnostic de cancer. E un diagnostic care apasă foarte greu pe umerii pacientelor, indiferent că au 30, 40, 50, 60 de ani. Tumor Board-ul este deja o instituție în Statele Unite care funcționează din anii 50. Beneficiile sunt multiple, dar cel pe care vreau să-l subliniez este aderența mai bună la ghidurile de diagnostic și tratament atunci când un caz este evaluat de o echipă multidisciplinară și nu beneficiază doar de experiența și cunoștințele specialiștilor disparați care nu funcționează împreună și care nu își armonizează ideile într-o echipă. Rolul echipei multidisciplinare este unul extrem de important. Tratamentul fiecarei paciente este personalizat în funcție de tipul molecular al tumorii respective. M-a luat așa, ca pe șah m-a aranjat, deci eu nu gândeam în perioada aia. De fapt, când primești vestea asta, tu ești pur și simplu, te oprești în timp, și ai în față un hău și nu știi încotro să o pornești. De aia e foarte important să ai pe cineva care să te ghideze și care să navigheze cu tine.
în iad și să poată să-ți arate fiecare pas ce trebuie să faci. Și când nu ai de-a face cu medicii, nici nu te duci să îi vezi pentru o rețetă, e foarte greu să știi ce ai de făcut și cum să reacționezi. Doctorul Titirez a fost cel care m-a ghidat și a stat lângă mine și m-a susținut foarte mult. Și chiar îi spuneam la un moment dat, zic, domnul doctor, nu cred că o să am zile să vă mulțumesc. Mi-a rămas în minte un lucru pe care l-a zis domnul doctor Titirez într-un interviu, că noi nu tratăm boli, noi avem de-a face cu oameni sau ceva în genul ăsta. Noi, prioritatea sunt oamenii și e important cum lucrezi cu ei și cum vorbești cu oamenii, pentru că nu e ceva ușor. Diagnosticul întotdeauna începe prin ceea ce noi numim triple assessment. În Marea Britanie aceasta era procedura. Practic, evaluăm pacientul din punct de vedere clinic, aici intervine medicul chirurg, după aceea are loc evaluarea radiologică, care implică mamografie și ecografie de cele mai multe ori. În funcție de ceea ce se vede la aceste investigații, mergem mai departe cu a treia parte a evaluării, care este biopsia. Uneori, în afară de mamografie și ecografie, recomandăm și remene, în special dacă sânul este dens și mamografia nu reușește să vadă foarte bine ce se întâmplă în el. În ultima perioadă, cu schemele noi de tratament, într-adevăr reușim să obținem ceea ce se numește răspuns complet patologic. Asta înseamnă că după operație, anatomopatologul nu mai găsește nici măcar o celulă tumorală în patul tumoral, în zona unde a fost tumora inițial. Există răspunsuri complete patologice în ultima perioadă, din ce în ce mai des, din fericire. Și spun din fericire pentru că se pare că prognosticul bolii este mai bun acolo unde se obține un răspuns complet patologic. Norocul meu s-a numit doctorul Titirez pentru că m-a ajutat să trec prin iad, m-a ghidat și a navigat cu mine. Mi-a ținut loc de psiholog. Eu chiar râdeam la un moment dat, domnul doctor, dumneavoastră sunteți paiul de care m-am agățat. Nu pot să controlez, nu am cum să iau eu acest diagnostic și să-l alung la coșul de gunoi. Ce pot să fac, în schimb, este să văd ce învăț din tot procesul ăsta. Nu rezolv nimic dacă zic, aoleu, ce grav e, sau aoleu, ce rău mi-e. Nu e ușor, uneori, da, îți poate fi și rău, dar cred că îți poate fi și mai rău, fizic și emoțional, dacă ai o frică constantă în corp.